Binecuvântat să fie Domnul! Dumnezeu ne-a dat o zi deosebită în care să ne putem să ne închinăm lui Dumnezeu și pentru că suntem în casa lui Dumnezeu, haideți cu toții să aducem o rugăciune de proslăvire și de mulțumire Domnului, pentru că până aici Dumnezeu ne-a ajutat, suntem în locul acesta și cere binecuvântarea Domnului peste slujba divină cu toții, ne rugăm în acest sens. Amin. Venim, Doamne, Tatăl din ceruri. Luați locurile, vă rog, vor intra mirele și mireasa în această dimineață și Domnul să-i binecuvânteze. În timpul acesta, grupul va sluji prin cântare. Amin. Iisus iubit, când vei veni, mireasa ta pentru a răbi, ce bucurie mare a fi, amire drag de ce tu fii. Mai este loc la nunta ta, unde
și să le bucurăm de spus. Mireasa ta îmbrăcată a fi cu haină albă o vei găsi. Ce veselie mare a fi, a mire drag de ce nu vin. Mai este loc la nunta ta, unde doresc și mult aș vrea să fiu chemat de prin Iisus și să ne bucurăm de sus. Când marea nunt o vei serva, acolo sus, în țara ta, ce bucurie mare a fi, a mire drag când vei veni. Mai este loc la nunta ta, unde doresc și mult aș vrea Binecuvântat să fie Domnul! Amin. E o zi de bucurie, o zi în care suntem în casa lui Dumnezeu, o zi în care două suflete au venit la altar în această dimineață ca să primească din mâna lui Dumnezeu binecuvântarea Lui. Amin. Și Dumnezeu să-L odia. Amin. Dar înainte de toate, aș vrea să vă invit la cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să deschidem inimile noastre și cuvântul Domnului la cartea Apocalipsei, capitolul 19, versetul 5, la 9, pagina 1220, traducerea Cornilescu. God's word for this morning is from Book of Revelation, chapter 19, verse 5 through 9. As we read God's word in Romanian, would you please pound the screen for yourself this morning? Amen. Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: lăudați pe Dumnezeul nostru toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari. Și am auzit un glas de gloată multă ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: aleluia,
Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm și să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Amin. Luați locurile, vă rog, în această dimineață. Haideți tot în picioare. Vin pe fratele Emil, tatăl Mirese, în această dimineață. Frate Emil Bona, să ne conduc o rugăciune la amvon în această dimineață. Amin. Doamne, venim în numele Domnului Iisus, da, în această zi hotărâtă de Tine în planul Tău. Îți mulțumim, Doamne, căci ai binecuvântat viețile noastre, da, Doamne, și ne-ai dat această ocazie, Doamne, și acest prilej minunat, da, să mai venim în casa Ta. Slavă. Te rog, binecuvintează slujitorii, amin, însoțește-i cu puterea Duhului Sfânt, amin. Și fă ca cuvântul Tău, Doamne, să-și pregătească mireasa și să o îmbrace cu fapte neprihănite, cu o curăție de inimă, da, cu lucruri, Doamne, care Tu vrei ca biserica și mireasa Ta în ziua aceea să o găsești împodobită cu aceste podoabe, Doamne. Fă cuvântul Tău să rodească în viața noastră, Doamne. Fă cuvântul Evangheliei să pătrundă în mădularele noastre, Doamne. Să putem pleca de aici oameni schimbați, oameni cu o inimă după inima Ta și după voia Ta, Doamne. Să vadă oameni în viața noastră lumină, prin purtarea noastră, prin trăirea noastră, Doamne. Și ajută-l Tu, Doamne, și pe Marc, și pe Emily, la acest nou început, Doamne, de drum. Călătorești cu ei, Iisuse, ține-i în brațul Tău, ține-i pe amândoi, Doamne, în vremuri grele, Iisuse, fii alături de ei, fii o cetate de scăpare pentru ei, fii un loc de adăpost, Doamne, în vremuri când șuvoaiele și vânturile vieții vor bate. Fă ca această casă, Doamne, să rămână în picioare până la venirea Ta. Te rugăm, binecuvintează strângerea noastră încă o dată în locul acesta și avem această nădejde și încredere, Doamne, că vei avea privirile îndreptate spre locul acesta în această zi. Îți mulțumim pentru toate, Doamne, fie numele Tău binecuvântat și lăudat în veci de veci. Amin. Amin, amin. Luați locurile. Vă spunem tuturor un bun venit în această dimineață, un loc în care dorim ca prezența Domnului să fie peste locul acesta de închinare, peste cei doi și Dumnezeu să le dea binecuvântarea. We're gathered here this morning to unite in holy matrimony. The most beautiful couple this morning, Mark and Emily. May the Lord bless them. May the Lord be with them. And keep them forever and ever. Amen. E o bucurie să fim împreună la bucuria acestor două familii, familia Maidianuc și familia Bonaș. A vrea să fac prezentarea acestor două familii. Părinții lui Marc sunt Mihai și sora Ana Maidianuc. Domnul să-i binecuvânteze. Would you please stand? După aceea avem pe Oti și pe Paula Maidianuc. You guys are hiding there. George și Mita Curtean, împreună cu Eli, Pira și Jonathan. Domnul să-i binecuvânteze. Emma Maidianuc și Ben Maidianuc. God bless you. Din partea sororii Emily, în această dimineață avem pe fratele Emil și sora Maggie Bona și Domnul să-i binecuvânteze. Din familia aceasta este o familie frumoasă, Dumnezeu le-a dăruit mai mulți copii și avem pe Adrian. După aceea avem pe James and Ruth Bonaș, Joseph
Gabi și Rebecca Bonaș, Julian, Lucian, Deborah, Natalia, Steven, Maria, Sebi and Estera. Domnul să vă binecuvânteze! Ei sunt bucuroși că în această dimineață ați venit să fiți părtași la bucuria lor. Și cel mai bun lucru este să fii în casa lui Dumnezeu, pentru că aici dă Domnul binecuvântarea și nu în altă parte. Eu mă bucur că cei doi sunt copii ai lui Dumnezeu. S-a botezat în casa Domnului și slujesc lui Dumnezeu din toată inima lor. Domnul să le dea binecuvântarea în această zi. De asemenea, avem și relatives from other states. Dacă sunt din alte state în această dimineață, vă rog frumos să vă ridicați în picioare. From other states, vă spunem bun venit și acolo, vă mulțumim. Anybody else? Dacă nu, haideți să intrăm la lucrarea Domnului în această dimineață. Doresc să dau loc tineri bisericii Emanuel cu o cântare să laude pe Domnul, după care ne rugăm frate Lucu Popa ca Domnul să ia un cuvânt pentru cei doi și noi în această dimineață. Amin. Ce?
foarte curând, iar noi, frați de aceia, să ne sfințim ca să primim al mântuirii har. Inima tu, primim al mântuirii har.
Lăudat, binecuvântat și mult onorat să fie numele Domnului. Ce cadru minunat de sărbătoare! Ce bucurie să fim în casa Domnului! Sunt copleșit de bucurie și nu pot cuvintele să exprime bucuria pe care o am. Tinerii de la Biserica Emanuel au cântat cântarea mea preferată de nuntă. Am ascultat-o de 10 de ori, mergând și venind la locul de muncă. E o cântare minunată. Dumnezeu să ne ajute să fim toți gata, să ne pregătim cu toții. Maranata, vino Doamne Iisuse! Așa bucurie am că nu pot să o exprim, să văd așa mulți tineri în casa Domnului. Să vedem la nunta lui Mark și a lui Emily, așa mulți tineri care vă iubesc, vă înconjoară cu așa multă dragoste. Să vedem prieteni, rude, veniți din alte state, aici în casa Domnului, să fim în prezența Domnului, la picioarele Lui, să ascultăm cuvântul Evangheliei, să ne bucurăm și să-L așteptăm cu toată ființa noastră. Frați și surori, cuvântul ce a fost citit este remarcabil, este minunat și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care zicea: Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic, a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Auziți, frați și surori, să trage o linie, va veni un final, să va trage o linie și să va spune: soția lui s-a pregătit. Ești tu gata? Sunt eu gata? Doamne, ajută-ne tuturor să ne pregătim pentru această nuntă măreață și minunată, nunta mielului. Pentru Mark și pentru Emily a fost o perioadă a logodnei, o perioadă hotărâtă, stabilită a logodnei. Și acum, uitați-vă, este ziua anunților, o zi așa de binecuvântată, așa de frumoasă, în care, în sfârșit, are loc nunta acestor doi tineri. Însă aș vrea să vă spun, de când Domnul Iisus Hristos a spus: mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Au trecut aproape 2000 de ani de atunci. Ce nuntă se pregătește! Ce nuntă minunată, ce nuntă glorioasă! Una cum nu a fost nicio altă nuntă înainte. De 2000 de ani se pregătește această nuntă. Merită ca o viață scurtă să ne pregătim pentru ea? Merită, frați și surori, merită cu toată ființa noastră să ne pregătim pentru această nuntă minunată. Da, soția lui așa se va spune, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. El, Ioan Apostolul, a auzit acest cuvânt profetic: soția lui s-a pregătit. Și nu mai este nimic nici de adăugat, nici de scos. Soția mielului s-a pregătit. Și aș vrea ca toți care suntem prezenți în locul acesta să fim parte la cea nuntă a mielului. Aș vrea să ne uităm cu multă atenție în cuvântul lui Dumnezeu și să privim și în vechiul așezământ puțin, să vedem cum a avut loc o pregătire. Și pentru mine sunt mișcat de acest tablou minunat pe care îl găsim în vechiul așezământ, în cartea Genesei, la capitolul 24, unde acest rob al lui Avram a făcut o rugăciune fără cuvinte în sinea lui, o rugăciune simplă. S-a rugat acolo lângă izvor, la fântână, departe de casa stăpânului lui. Pleca departe de casă și a spus în felul următor, la Genesa 24:13: iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Nu sfârșise versetul 15, el încă de vorbit și a ieșit cu vadra pe umăr Rebeca, fata lui Betuiel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avram. A fost aceasta coincidență, oare, frați și surori? Pentru că el a spus fata căreia îi voi zice: dăm să beau, și va zice: bea și voi da și cămilelor tale, să fie cea care e hotărâtă pentru stăpânul meu. Și nu a isprăvit gândul lui, rugăciunea lui înăuntru, în inima lui, și a apărut Rebeca. Frați și surori, Dumnezeul nostru, în adevăr, este Dumnezeul minunilor. Ce cadru minunat, ce ilustrație binecuvântată a avut loc la acel izvor, care a rămas peste mii de ani învățătură pentru Biserica Domnului. Ne bucurăm de această lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lui Isaac, și ne spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe așa, în versetul 17, robul a alergat înaintea ei și a zis: dă-mi, te rog, să beau puțină apă din vadra ta. Bea, domnul meu, a răspuns ea, versetul 18, și s-a grăbit de a plecat vadra pe mână și a dat să bea. După ce i-a dat și a băut de s-a săturat, a zis: am să scot apă și pentru cămilele tale, până vor bea și se vor sătura.
La versetul 10 din capitolul 24 ne spune că acest rob Eleazar a plecat cu 10 cămile și cu alți oameni ce l-au însoțit. Și Rebeca ne spune în felul următor cuvântul lui Dumnezeu, versetul 20, a vărsat în grabă vadra în adăpătoare și a alergat iarăși la fântână ca să scoată apă și a scos pentru toate cămilele lui. Eu m-am gândit cum suntem noi obișnuiți, iei apa din fântână și o torni în adăpătoare, însă nu a fost așa. Adăpătoarea a fost mai departe și alerga înapoi cu găleata și o umplea din nou și mergea din nou la adăpătoare până când a adăpat 10 cămile. De câte ori a făcut ea drumul acesta? Așa lucrează Dumnezeu, frați și surori. De aceea, tinerilor, puneți-vă toată încrederea în Domnul, că Dumnezeul nostru este Dumnezeul minunilor. El a lucrat cu semne și minuni chiar în viața aceasta de familie, în căsătorie și continuă să lucreze cum a lucrat pentru Rebeca și pentru Isaac, că El este Dumnezeu, este Tatăl nostru, este Dumnezeul nostru. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe, versetul 21. Omul o privea cu mirare, fără să zică nimic. O privea cu mirare, pentru că nu-i venea să creadă ce se întâmplă, acest tablou minunat. Eu mă bănuiesc, când Dumnezeu hotărăște lucruri de genul acesta, și când Eleazar a spus, dacă fata nu va voi să mă urmeze, știți ce a spus Avram? Domnul a trimis îngerul lui cu tine și îți va da izbândă. Un om al credinței, frați și surori, un om al credinței, un om al credinței, un om al lui Dumnezeu, un prieten al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a lucrat așa pentru că Eleazar stătea și privea pe Rebeca cum aleargă la jgheab, la dăpătoare, cum aduce apă, cum scoate din fântână, pentru că era o lucrare hotărâtă de Dumnezeu, o lucrare venită de sus, o lucrare în care Dumnezeu era implicat 100%. O lucrare a lui Dumnezeu, o lucrare binecuvântată. Și apoi Eleazar continuă și spune în modul următor, aș vrea să ne uităm puțin mai departe, să vedem ce spune el când ajunge în casa lui Nahor, în casa lui Laban, versetul 35 din același capitol 24. Iată ce spune Eleazar, Domnul a umplut de binecuvântări pe stăpânul meu care a ajuns la mare propășire, i-a dat oi și boi, argint și aur, robi și roabe, cămile și măgari. Sara, nevasta stăpânului meu, a născut la bătrânețe un fiu stăpânului meu și lui i-a dat el tot ce are. Auziți? Pentru Rebeca nu a ezitat și nu i-a scăpat acest detaliu important lui Eleazar să spună că acestui singur fiu pe care l-avea Avram, lui i-a dat tot ce are. Frați și surori, pentru biserica Domnului, știți cum i-a spus Dumnezeului Avram? Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu și adu-l ca jertfă. Frați și surori, dacă Isaac era așa de bogat și Avram i-a lăsat tot ce avea, era fiul moștenitor, pentru biserică, pentru voi prezenți în locul acesta, pentru biserica universală, pentru biserica tuturor timpurilor, cartea aceasta sfântă ne spune că este un singur fiu. Și dacă Isaac a avut mult, spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu Tatăl i-a dat Domnului Iisus toate lucrurile în mâini și cu El ne-a logodit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel, v-am sunt gelos pentru voi cu o gelozie sfântă, căci v-am logodit cu un bărbat și vreau să vă înfățișez ca pe o fecioară curată. Dacă Isaac a fost bogat, dacă Avram a fost bogat, fiul lui Dumnezeu, căruia tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini, pentru acea zi minunată, pentru acea nuntă, suntem în locul acesta. Este nunta lui Mark și a lui Emily, este doar un preludiu la ceea ce va să vină. Este doar un preludiu și aș vrea să vă atrag atenția și îmi vorbesc mie în primul rând, pentru că este așa de ușor ca să trecem cu vederea acest eveniment măresc care este gata să vină, este chiar la uși. Și suntem prinși într-un iureș, o alergare să strângem lucruri materiale, frați și surori. Știți ce spune Domnul Iisus referitor și în dreptul bogăților? Căci unii își petrec timpul și că de fapt bogăția este doar o înșelăciune a bogăților, pentru că nu ducem nimic cu noi.
Înșelăciunea bogățiilor îi cuprind pe foarte mulți, că nu le mai rămâne timp pentru biserică, nu ne mai rămâne timp pentru rugăciune, nu ne mai rămâne timp pentru părtășie cu sfinții în casa lui Dumnezeu. Toate trec, toate vor trece, însă ce va rămâne, frați și surori? Rămâne veșnicia și eternitatea și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute tuturor să ne pregătim. Așa cum am auzit mai devreme, Dumnezeu să ne ajute să fim gata. Apoi, un alt aspect minunat pe care îl găsim în această prezentare și această ilustrație a vechiului așezământ este că omul acesta a adus daruri pentru logodnic, a adus daruri multe, a adus daruri și a adus și altele când a ajuns în casa părinților ei și a umplut de daruri și casa și pe ea. Frați și surori, aș vrea să vă spun că pentru logodnica Domnului Iisus Hristos, pentru mireasa Lui, 1 Corinteni 12, multe versete la rând, 9 daruri ne vorbește Biblia, care sunt pregătite, lăsate și date logodnice Bisericii Domnului Iisus Hristos. Să nu uităm de aceste daruri. Apoi, pe lângă cele 9 daruri ale Duhului Sfânt, câte daruri, cu cât nu ne-a binecuvântat Dumnezeu pe toți în locul acesta, peste așteptări și peste măsură de mult. De aceea aș vrea, acum întorcând din nou, să ne uităm la acest text pe care l-am auzit citindu-se în auzul urechilor noastre și să vedem ce ne spune Domnul Iisus. Însă, înainte să ajungem acolo, aș vrea să mă opresc puțin și la Ioan, la capitolul 14 și versetul 2. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Binecuvântat să fie Domnul! Pe toți din locul acesta, pe sfinții de pe toată fața pământului, Biserica Domnului Iisus Hristos, tinerilor a scântat așa de frumos în locul acesta. Nu cred că este cineva care să nu fi simțit prezența Domnului în cântare, în laudă. Este așa de minunat în casa lui Dumnezeu, în cântarea de laudă, când îl înălțăm pe El, când cântăm despre nunta mielului, când cântăm despre frumusețea Lui, când cântăm despre sfințenia Lui, despre slava Lui, despre gloria Lui. Mare este Domnul nostru, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, Iisus Hristos, care este gata să vină. Și zic, Doamne, ajută-ne să fim gata, Maranata, vino, Doamne Iisuse. Acest cuvânt, Maranata, să se audă tot mai des de pe buzele noastre, pentru că merită, frați și surori, să-L așteptăm cu toată ființa noastră pe Prințul Cerului. Va fi cea mai glorioasă nuntă care a avut loc vreodată. Cuvintele noastre nu pot să exprime și să descrie această nuntă, pentru că nu putem. Ce slavă, ce glorie în locul acesta, da, curățenie, frumusețe, alb, imaculat, însă slava și gloria sunt doar sus, sunt doar în dreptul Prințului Cerului, al lui Iisus Hristos. De aceea aș vrea cu toții să fim gata pentru această nuntă, că Domnul a promis că se duce să ne pregătească un loc, însă, frați și surori, să vă întoarce. Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați cu ochii în sus? Acest Iisus pe care l-ați văzut înălțându-se la cer va veni în același mod, în același tip cum l-ați văzut înălțându-se. Este gata să vină Domnul pe nori. Ferice de cei ce vor auzi glasul mielului, când Domnul, însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel va striga și va strânge pe aleșul lui din cele patru vânturi ale pământului. Ce nuntă minunată, ce nuntă glorioasă, ce eveniment binecuvântat, cosmic, care n-a avut loc niciodată în universul acesta, când Iisus va striga însuși și va strânge mireasa, ce minunat va fi atunci. Și uitați-vă în textul care a fost citit, să ne întoarcem puțin, și Mark și Emily sunt plini de bucurie la nunta voastră. Sunt plini de bucurie să văd așa mulți tineri în locul acesta. O biserică binecuvântată, așa m-am bucurat stând aici în față cu fratele Iosif, spunându-mi că au cumpărat fosta biserică aleluia de la Pardii. Domnul să fie lăudat și binecuvântat! O, ce har binecuvântat! 600 de locuri, în curând și aceea va ajunge să fie poate neîncăpătoare, pentru că Domnul binecuvintează și crește această biserică. Da, biserica Domnului Iisus crește și se mulțește cu ajutorul Duhului Sfânt. Frați și surori, Eleazar a fost trimis să pregătească o mireasă pentru stăpânul lui. Însă aș vrea să vă spun că Duhul Sfânt pregătește o mireasă universală și El dă daruri bisericii, dă daruri logodnicei mielului, binecuvântat și onorat să fie în veci numele Domnului. Să ne bucurăm, să ne veselim,
și să-i dăm slavă că ce-a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Să fim cu luarea minte la acest final. Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu, nu ale unui om. Și ele se vor împlini așa cum le-a vestit Dumnezeu. Aș vrea să spun acestor doi tineri că de azi înainte viața voastră se schimbă radical. Până acum ați spus tată și mamă părinților voștri, va veni în curând vremea când alții vă vor spune tată și mamă. Se schimbă radical viața voastră. Părinții voștri v-au crescut cu așa mult drag și vă iubesc și fericirea lor se exprimă în lacrimi pe care le varsă pe obraj. Însă, frați și surori, aș vrea să vă spun, văd în acești doi tineri viitor. Sunt doi tineri curați care îl iubesc pe Domnul. Marc a slujit în biserică și sunt încredințat că și Emily a slujit și va sluji. Va veni vremea când Dumnezeu vă va binecuvânta, când Dumnezeu vă va da daruri pe pământul acesta. Marc, vei fi ocupat să mergi la locul de muncă, să vii acasă. Cel mai bună parte din zi o petrecem la locul de muncă. Însă rămâne timp și pentru familie, și pentru copii, pentru soții acasă. Dumnezeu ne-a binecuvântat în mod excepțional. Vei veni acasă, te vei bucura. Am să vă spun ceea ce știți toți care sunteți căsătoriți și aveți copii. Când s-a născut primul copil și m-am sculat câteva nopți la rând, am rămas fără cuvinte. M-am gândit la părinții mei, la mama, la surorile din casa Domnului. Era doar primul copil și m-am sculat câteva nopți la rând. Cum au reușit ei? Cum au reușit să crească 3, 10 copii? Însă, frați și surori, Emily, Mark, toți cei prezenți, nu ducem nimic cu noi din lumea aceasta, nimic nu ducem cu noi decât copiii pe care i-a dat Dumnezeu. Iată eu și copiii pe care mi-a dat Domnul, îi vom duce cu noi, ne vom bucura, vom primi o răsplată din mâna lui Dumnezeu. Pentru unul, pentru doi, dar pentru 10, pentru 12. O, ce cunună, ce cunună, ce cunună binecuvântată care nu se va vesteji niciodată. Niciodată nu se va vesteja acea cunună. Domnul va purta multe cununi pe cap, că El este Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Însă și noi vom purta o cunună dacă vom lupta până la capăt. Dacă vom lupta până la capăt și vom birui, vom purta cununii pe creștetele noastre. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Emanuel. Dumnezeu să binecuvinteze biserica din loc Middle Belt. Dumnezeu să binecuvinteze pe Emele și pe Marc. Îi văd prin ochii credinței binecuvântați de Domnul și material și fizic și duhovnicește. Vă las în brațul Domnului Iisus Hristos și nu uitați, Maranata, vino Doamne Iisuse, nunta Domnului este aproape. Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. În această dimineață avem musafiri și din alte părți. Avem un frate păstor din Republica Moldova, din Chișinău, fratele Viorel Calancea, păstor bisericii Maranata, Domnul să binecuvânteze. Vom cânta o cântare în comun, după care fratele Viorel va avea un mesaj pentru noi și pentru cei doi în această dimineață și vreau ca Domnul să binecuvânteze în slujirea Lui. Amin. Astăzi este ziua scumpă, dragii noștri, zi de mare sărbătoare pentru voi. Astăzi vă legați din dragoste curată, să serviți pe Iisus până va veni. Cu Iisus, cu Iisus, și râmnă să serviți cu Iisus, cu Iisus, drumul vostru să vă fie
vesti tot ce-i bine în viață, să vestiți iertarea dată de Hristos, aducându-i rod bogat spre pocăință, să vestiți ce adânc Iisus mi-a scos. Cu Iisus, cu Iisus, drumul vostru să vă fie fericit, și-n iubire, cu unire, neîncetat, cu zel și râmdă să serviți. Cu Iisus, cu Iisus, drumul vostru să vă fie fericit. Și rândă să serviți. Vă iubim și vă dorim o nouă viață, cu Iisus să vă zidiți un nou cămin, alegând ca primul oaspete în casă pe Iisus cel Sfânt cu Harul Său divin. Cu Iisus, și-n iubire, cu unire, neîncetat, cu zel și râmdă să serviți. Cu Iisus, cu Iisus, drumul vostru să vă fie fericit. Și-n iubire, și râne să-l serviți. Slavă Domnului, fraților! Vă aduc salutări și binecuvântări de pe meleagurile Republicii Moldova a fraților de peste Prut, de România. Mă bucur în dimineața asta să fim martori la bucuria tinerilor noștri, la bucuria părinților. Dumnezeu să vă răsplătească truda ce ați depus-o în copii și să vă binecuvânte mai departe cu bătrâneți fericite. Și apoi împreună să moșteniți, împreună cu copiii și nepoții, împărăția lui Dumnezeu. Întorcându-mă la textul de astăzi, un text frumos, menționează Apostolul Ioan în cartea Apocalipsa despre marea invitație la nunta cerească. Versetul 7 și 8, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat, inul subțire sunt faptele neprihănite ale Sfinților. Amin. Amin. Dacă cartea Apocalipsa vorbește prin Ioan mesajul nunții cerești, evangheliile descriu chemarea la nunta asta prin gura Domnului Iisus la direct. Evanghelia după Matei, capitolul 22, este descrisă cerința lui Dumnezeu, îi descris cererea lui Dumnezeu și nemulțumirea lui pentru unii care la invitația sa la nunta asta cerească frumoasă au refuzat să vină. Și aici, în capitolul 22, Evanghelia după Matei, la versetul 5 spune așa: dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holdă, altul la negustorie, în alte evanghelii spus, altul spune, nu m-am căsătorit, nu mă deranja cu invitația ta, te rog. Deci unii nici n-au dorit să vină. Însă mă întorc la cuvintele din Apocalipsa, li s-a dat să se îmbrace.
Totuși, au fost și din cei ce au acceptat să intre la ospățul nunții. Și aici este menționat împăratul, versetul 11, a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Apoi continuă, atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Dumnezeu a depus o mare pregătire pentru nunta cerească. Dumnezeu a făcut marea cheltuială pe singurul lui Fiul odat, jertfă pentru păcatele noastre. Și El a făcut o invitație mare la toată opinia mondială, veniți, că totul e gata. Însă oamenii refuză. Acum îi lăsăm într-o parte pe cei ce refuză și împreună cu împăratul, astăzi să vedem pe cei că cred aici că noi suntem toți cei care pretindem că am acceptat invitația. Și vedeți, El intră la ei, dar se ocupă și de ăștia. Și cei ce nu erau după chemarea lui Dumnezeu, cei ce nu erau după voia lui Dumnezeu îmbrăcați, adică neprihănirea lor nu era la standardul ceresc. Poate că coincide cu părerea vecinilor. Poate că coincide cu părerea vremurilor. Dar în ochii stăpânului, în ochii celui ce a organizat ospățul nunții, nu era bine. Și el, cu pretenția sa asupra invitațiilor, observați, pe unii îi dă afară de la nuntă. Legați mâinile și picioarele și aruncați-l în întunericul de afară. Deci, în predica sa de pe munte, Domnul Iisus, ceea ce noi obișnuim, cred că așa suntem noi obișnuiți în biserică să auzim și să vedem culmea predicilor noastre, încheierea mesajului, vârful, întotdeauna este o chemare la o stare corectă. Încheierea predicii sale, Domnul Iisus, predica numită predica de pe munte, se încheie cu așa cuvinte. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îi voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă, a dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile, au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă, oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip, a dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Nu-i părerea noastră, nu-i părerea generației noastre, sunt cuvintele direct a Domnului Iisus, care își încheie culmea învățăturii sale cu dorința Lui spre împlinirea în casele noastre, în familiile noastre. Astăzi, tinerii noștri, Marș și Emilia, pornesc la drum de a-și porni familia lor, de a-și crea familia lor. Acum, cât de buni dorințele lor n-ar fi, cât de plăcute n-ar fi sfaturile părinților, a păstorilor, să știți că toate lucrurile trebuie să aibă obligat o coincidență. Și dacă nu e așa, nu pot fi altfel. Trebuie să coincidă toate cu voia lui Dumnezeu. Asta ne arată nouă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva aude cuvintele mele, deci Domnul Iisus e cu pretenția sa, eu vă învăț, voi însă puneți în practică că asta nu-i bine în cer, asta e bine pe pământ în casele voastre. Numai așa, dacă o să practicați învățătura lui Hristos. Și primul lucru ce binecuvântă Dumnezeu începând din Geneza. Și noi vedem tot ce-o crea Dumnezeu o binecuvântat. Eu azi aș vrea ca Dumnezeu să vă binecuvânt începutul vostru corect cu Dumnezeu. Însă, în toată istoria biblică, noi vedem
dorințele celor ce voieu rău sfinților. Amintiți-vă de Balac și Balaam. Ăsta negocia și plătea pe profetul ăsta. Dacă poți, vino și blastă-mă. Însă în prorocia lui Balaam, lucrurile vin invers. Și el spune, am primit poruncă să binecuvânt și nu pot blestema. Și ce o să citesc din cartea Numeri, vă rog frumos, ca să menținem lucrul ăsta frumos, ce spune aici Balaam. Iată că am primit porunca să binecuvântez, da, el a binecuvântat și eu nu pot întoarce. El nu vede nicio fără de lege în Iacob, nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeul lui este cu el, el este împăratul lui, veselia lui. Dumnezeu i-a scos din Egipt, tăria lui este pentru el ca bivolului. Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacob, nici vrăjitoria împotriva lui Israel. Cât n-ar căuta alții să vă dezbine, dacă Dumnezeu binecuvântă, lucrurile stau ferme. Fiindcă Dumnezeu binecuvântă. Însă, în prorocia sa, el determină din ce cauză? Fiindcă nu vede Dumnezeu fără de lege. Fiindcă nu vede Dumnezeu păcat. Atunci când el asta nu vede, atunci el asta binecuvântă și nu numai atât, ci și ocrotește. Și ocrotește. Și noi avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu și ocrotirea lui Dumnezeu. Acum, în standardele noastre de astăzi, cât la voi, cât la noi, oricum vremurile se schimbă. Și noi după vremuri moștenim niște schimbări în rânduieli, în lucruri care le vedem în familii. Eu știu povestea unui din păstorii noștri. În rânduiala bisericilor noastre nu se permite întâlnirea tinerilor până la căsătorie. Așa predicăm și învățăm și astăzi. Și păstorul nostru s-o apropie cândva de păstorul lui. Eu spus, uite, la sora Valentina vreau să-i fac propunere, că propunerile de căsătorii la noi se fac prin păstor. Vreau să-i fac propunere de căsătorii la sora Valentina. Păstorul l-a întrebat câți ani are el, știind câți are Valentina, bine, eu o să discut, tu roagă-te, postim săptămâna asta și apoi eu îți vin cu un răspuns. La o săptămână de zile, bătrânul păstor îi spune, mă, un răspuns pozitiv. Cred că urmează să veniți la comitet, să vă prezentăm și apoi după aia să mergem în biserică la logodnă. Și fratele îmi povestea, Viorel, mă ducem luni, sara, că așa se face la noi comitetul, să mă întâlnesc cu Valentina, să ne prezinte la comitet. Și prin geamurile de la ușile adunării, am văzut în sală, am văzut-o pe Valentina. Și el s-a așa moluat fiorii când am văzut că nu era Valentina care eu voiam. Că am uitat să-i spun păstorului și numele de familie. Când biserică la noi sunt trei Valentini și eu am spus Valentina, dar n-am spus numele de familie. Dar bătrânul i-a făcut propunere la alta. Și eu avem trei pași până la ușă și trebuie să deschid ușa. S-o salut și să ridic scările la etajul 2 unde era comitetul. Și l-am spus, am transpirat, m-am răcit, trei pași avem și nu știm ce să fac. Dar mi-am dat seama, de ce a făcut Dumnezeu așa? Cum mi-a luat el mințele și l-am uitat să spun eu numele de familie? Și el a spus așa, în trei pași am hotărât și am zis, dacă a îngăduit Dumnezeu așa, el știe mai bine. O deschis ușa, au zis, pacea Domnului, Valentina, pacea Domnului, ne așteaptă frații, mergem. Am mers, am intrat la comitet, frații ne-au dat întrebări, s-au rugat pentru noi. Și el mi-a zis așa, uite, eu locuiesc, trăiesc cu Valentina, avem peste 10 copii și fiți atenți, dar Valentina care el pusese ochii pe ea și voie să-i facă propuneri de căsătorie, Valentina aia în trei luni de zile care o urmat a fost descoperit că ea trăie o viață dublă în păcat și a fost exclusă din biserică. Și el atunci a înțeles, uite cum Dumnezeu lucrează, ce frumos alege Dumnezeu viața pentru noi, că Dumnezeu știa ce-i sfânt și ce nu-i sfânt. Să știți, mare lucru este în vremea de azi
ca noi să ne păstrăm în sfințenie. Întrebat fiind în cartea Cântarea Cântărilor, ce are mirile ăsta tău, din cauți așa îmbolnăvită? Ce are el? Răspunsul era frumos. Mirele meu este alb. Multe nu are poate, dar este alb, este sfânt. Multe nu are poate, dar este curat la inimă. Și asta e un lucru frumos. Domnul să ne ajute să înțelegem și să căutăm binecuvântarea lui Dumnezeu a tinerilor prin sfințenie. Apoi, lucru frumos pe care Dumnezeu îl dă la binecuvântare este, să știți, și îi neschimbat. Capitolul 16, Evanghelia după Matei spune așa: și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice veți lega pe pământ va fi legat în ceruri. Orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. A doua binecuvântare care trebuie să o aveți este binecuvântarea bisericii. Marc, Emily. Asta e binecuvântarea. Voi nu v-ați întâlnit la discotecă. Voi v-ați întâlnit în biserică. De asta binecuvântarea trebuie să urmeze de la Dumnezeu în biserică. Fiindcă sunt cuvintele Domnului Iisus. Ci biserica leagă pe pământ. E legat în ceruri. Astăzi cercetez căsătorii ca păstor. Mă mir de unele lucruri. Îmi spune tânărul după căsătorie: frate, așa, am intrat în depresie. Am ajuns la spital pe 3 luni cu depresie. Îmi spune mirele: dar ce ți s-a întâmplat? Era din altă adunare și a venit să-i fac o consiliere. Ce ți s-a întâmplat? Ce nu ți-a plăcut? Frate, după, în prima noapte de căsătorie, când m-am dus acasă, când m-a uitat nevasta mea, Doamne, și-a scos părul de pe cap și l-a pus alături. M-a uitat la ea: ce cu tine? El a spus, am intrat în depresie și m-am lecuit 3 luni de zile la spital. Măi, omule, cum așa? Dar uite așa, și-o scos păr, eu nici nu știam că e chelă. Ți-a fost greu, bre? Mi-a fost foarte greu. 3 luni s-o lecuit, gândiți-vă bine. Acum, prin urmare, așa, spunându-i, el îmi spune, bine că am avut un doctor cunoscut, psihiatru. Al avei tu un doctor cunoscut. Ia spune, te rog, dar de unde îl cunoșteai? Că era bine cunoscut. Și el îmi spune așa, păi și eu de mic copil tot la el mă lecuiem. Și tu de mic copil îmblai pe la psihiatru și fata asta ce avea că purta perucă pe cap. Dar până la urmă i-am întrebat, de-aia spuneți vă rog, dar unii v-ați cunoscut? De unde vă cunoașteți voi? Răspunsul multora am văzut. E exact așa. De pe rețelele sociale, frate. O, dragii mei, păi voi nu vă cunoașteți din biserică? No. De pe Facebook? De pe internet? De unde vrei numai, nu din biserică? Și apoi atunci, fratele meu, dacă internetul v-a fost nănașul, acum cum vrei să nu intri în depresie? Fiindcă ce se cunoaște prin biserică, biserica binecuvântă, biserica cercetează. Dar în felul ăsta, așa cum tinerii mai mult navighează în internet decât în Biblie, mai mult lucrează în internet decât în lucrarea lui Dumnezeu, de unde vreți biserica ca binecuvântare? Și apoi problemele toate urmează. Că internetul o să vă pună imaginea, dar nu o să vă arăte subiectul din taină. Fiindcă păstorii cunosc mărturisirea, păstorii lucrul corect pot analiza, pot binecuvânta, internetul nu. În felul ăsta vreau să amintesc multora, ca tineri astăzi, căutați să aveți o viață implicată în biserică, că până la urmă, biserica trebuie să vă lege căsătoria aici pe pământ, ca apoi cerul să o accepte. Noi purtăm sigilul pe actele de la serviciile sociale care ne dau actele de recunoaștere a familiei noastre. Însă nu e aia cununia ce o leagă cerul. Cununia noastră e biserica
Și Dumnezeu vrea ca noi, bisericești, să pornim la drum. Biserica poate cerceta lucrurile corect, puse ca temelie, ca familia să fie corect dusă înainte. Și al treilea lucru ce aș vrea să-l aveți ca binecuvântare. Aici s-a amintit azi cartea Geneza de căsătoria Rebecii. În versetul 60 din capitolul 24 îi spus așa: au binecuvântat pe Rebeca și i-au zis: o, sora noastră, să ajungi mama mii de 10.000 și sămânța ta să stăpânească cetățile vrăjmașilor tăi. Să știți, eu cred și gândesc așa că voi vreți să fiți fericiți. Amin? Și vreți să trăiți o viață nu scurtă, dar lungă, nu-i așa? Lucrul ăsta îl făgăduiește Dumnezeu prin binecuvântarea părinților. Dacă voi îi veți cinsti, Dumnezeu vă leagă fericirea de ei, Dumnezeu vă leagă viața lungă de părinți. Și atitudinea asta trebuie să fie corect. În cărțile limbii române din Republica Moldova este o întâmplare scurtă, dar foarte înțeleaptă. Era vorbit despre un tată bătrân care până la urmă locuia în casa tânărului băiat. Și așa nora tot îl bătea la cap pe soțul ei: mă, dar taică-t-o numai la noi, dar numai la noi, dar poate vorbești și tu cu taică-t-o să mai ducă la frate-t-o în satul vecin. Și într-o zi s-o apropie feciorul de tata și o zis: tată, nu te supăra, mai du-te și la frate meu și mai stai, că stai numai la mine și așa, și taică s-o uita pe vârful dealului și o zis: auzi, dacă poți, petrece-mă până la nucul din deal, că la vale mă duc eu în satul vecin, la frate tău. Și așa bătrânul, cu băiatul, încet, cu cârja în mână, a ajuns la nuc în deal. Acum băiatul i-a zis: tată, de ce până la nucul ăsta? Eu pot să merg și de vale până la frate meu. Și taică-sau i-a zis așa la fecior: să știi, nu la întâmplare te-am rugat să vii până la nucul ăsta din deal. Fiindcă acum văd repetarea la tot ce am sămănat eu și acum ce moștenesc. Cândva eu, pe tata meu, l-am petrecut până la nucul ăsta. Și i-am spus să ducă la fratele meu în satul vecin. Și văd că acum mi se repetă mie exact așa cum am făcut eu cu tata meu. Acum moștenesc eu de la feciorul meu. Lucrul ăsta, să știți că nu-s pur și simplu istorisiri închipuite, dar asta Dumnezeu ne vorbește. Noi trebuie să moștenim o viață fericită și lungă, dar lucrul ăsta e legat de atitudinea voastră față de părinți. Și în felul ăsta, cinstiți părinții, copiii, eu venem de la o nuntă și copiii mei erau toți în spate, în afara localității noastre, în afara satului nostru, e un izvor. Și stau oameni mulți la rând cu canistri să-și ia apă de la izvorul ăla. Și am auzit pe unii din copii: bă, ce rând mare! Copiii mei vorbeau între ei: ce rând mare, băi! Și Avram, copilul mai mare, le zice: păi, e apa curată, bre, și vin mulți, că bei apă curată, trăiești mai lung. Și al treilea copil, Isaac, strigă: nu-i drept asta, asta nu-i drept! Eu le-am auzit cearta și zic: bă, și vă certați acolo? Păi uite, ăsta au spus că trăiești mai mult dacă bei apă curată. M-a uitat și eu și zic: și ce-a spus el greșit? Păi tată, cum așa, parcă azi s-o predica la nuntă, că trăiești lung dacă cinstești părinții, nu dacă bei apă curată. Și m-am uitat și eu și am zis: Avram, nu-i drept. Ce spune Isaac e mai drept. Poți bea apă curată, poți mânca bine, poți mânca vegan, dar dacă nu-ți cinstești părinții, scurt vei trăi. Așa că cinstiți-vă părinții și veți mai avea o binecuvântare care va fi fericirea și viața lungă. Dumnezeu să vă binecuvânte. Amin. Binecuvântat să fie Domnul! Urmează să laude pe Domnul sora Liana Popa, după care îl dăm din nou un mesaj în această dimineață, profetul Iosif Alexa, pastorul Bisericii Emanuel. Domnul să binecuvânteze slujirea lui. Amin.
Domnule veșniciei să ajungă ruga mea până la cele ce-a pus suflare în ființa ta și a mea, până la Creatorul nostru și a tot ce-i pe pământ, până la Cel care-i lumina și adevăr și Duhul Sfânt. Binecuvintează-i, Doamne, ia-i pe brațul Tău divin, numele-i ține spus de mare, lasă-l peste ei de plin. Picături ca stropi de stele, strălucirea feței sfinte, oglindește-o-n veci pe chipul lor ca dar fără cuvinte. Pune-n ei iubire sfântă pentru al tău cuvânt curat, cunoscându-te să știe să se teamă de păcat. Fă-i să lupte o luptă bună, vrenică de cerul tău, vrenică de locul în care-l vom vedea pe Dumnezeu. Binecuvintează-i, Doamne, ia-i pe brațul Tău divin, numele-i ține spus de mare, lasă-l peste ei de plin. Picături ca stropi de stele, strălucirea feței sfinte, oglindește-o-n veci pe chipul lor ca dar fără cuvinte. De la primii pași de acum, ocrotească-i dreapta ta în credință, în lumină, în ascultare a umbla. Fă lor rugăciune ascultată în ceasul greu de acea unică putere care-i veșnic Dumnezeu. O binecuvintează-i, Doamne, ia-i pe brațul Tău divin, numele-i ține spus de mare, lasă-l peste ei de plin. Picături ca stropi de stele, strălucirea feței sfinte, oglindește-o-n veci pe chipul lor ca dar fără cuvinte. Binecuvintează-i, Doamne, ia-i pe brațul Tău divin, numele-i ține spus de mare, lasă-l peste ei de plin. Picături ca stropi de stele, strălucirea feței sfinte, oglindește-o-n veci pe chipul lor ca dar fără cuvinte. Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin.
De câte ori ne întâlnim la un funeral home, cuvântul Domnului ne spune că acolo ne aducem aminte de ce? Suntem trecători. La nuntă, de cine aducem aminte? Ha? De cine aducem aminte la nuntă? Îmi place foarte mult, avem un Dumnezeu minunat, fraților. Și ne bucurăm să fim la nuntă azi. Aici la nuntă ne aducem aminte că așteptăm o altă nuntă de care s-o vorbit, s-o citit în dimineața asta, am rămas surprins de textul care a fost citit și mă bucur de textul acesta pentru că și tinerii la noi la biserică au cântat despre marea sărbătoare care ne așteaptă. O așteptăm? Amin. Amin. Domnul să ne ajute. Sunt frumoase și astea, nu? Am rămas surprins și spunea fratele Viorel la Chișinău despre Valentina și m-am bucurat că la noi avem un neamălui numai. A? Frați și surori, timpul trece, n-avem timp și eu mă bucur și la mormântări și la nunți și aș dori cu ocaziile acestea să nu facem glume. N-avem timp de glume acum. Suntem mai aproape de capăt ca oricând. Acum trebuie să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Trebuie să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, trebuie să dăm esență. 15 minute, 10 minute la mormântări, 3 minute, 4 minute. Numai nu avem timp să vestim Evanghelia. Nu? Și acum e cea mai frumoasă ocazie. Dar aș vrea în câteva minute să aduc un gând. Cred eu că e foarte serios în vremea asta. Care ne confruntăm în bisericile noastre, în familiile noastre. Și diavolul are grijă întotdeauna să ne umple cu esența lui, esența de afară. Și noi prea puțin timp avem să vestim Evanghelia și să umplem inimile noastre, a bisericilor, de adevărul Scripturii. Pentru că ceea ce ne poate pregăti pentru marea nuntă, cei? Cuvântul lui Dumnezeu. Nu? Asta e cartea, asta e ghidul, asta e ce știu eu, e cuvântul care ne poate transforma, pregăti pentru marea nuntă. Spunea cuvântul Domnului aici așa, și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Deci, frați și surori, Domnul să ne ajute să înțelegem, vedeți dumneavoastră, cât fast la nunți, până și mormântările sunt fastoase acum, care are sicriul ăla mai scump, florile cele mai multe, cununile alea mai multe, la mormântare, la nunți la fel, cât fals, cât ce știu eu, cum diavolul și lumea vrea să pătrundă în popor și să schimbe prioritățile. Să schimbe prioritățile. Căsătoriile la ora actuală, spunea fratele Viorel, să fac, nu toate, dar pe Facebook. Eu mă mir de bisericile care cunună pe ăștia care se întâlnesc pe Facebook. Spunea fratele Viorel și așa. O fată bună, unde o găsești? În biserică. Nu? În biserică. Și la ora actuală, cu toată tehnologia, întâlnim tot felul de cazuri în familiile noi formate. Tot felul de cazuri. Și e foarte simplu. Telefon la fratele păstor sau la cineva. Cunoști băiatul ăsta, cunoști fata asta. Dar nu-i mai interesează nici pe băieți, nici pe fete. Dom'le, gândești că-s legați la ochi. Ca Samson. O vede, îi pică ochii în gură, cum se spune la noi un proverb, o vorbă populară și gata, nu mai știi nimic. Nu mai știi nimic. Nu mai vezi că merg în probe acum mai nou. Merg în probe, up north, ce știu eu, și după aia vin în biserică, nu știu ce caută la altar. Pentru că așa cum spune cuvântul despre mireasa care îl va întâmpina pe Domnul Iisus, va fi mireasa sfântă și curată.
Fără zbârcitură sau ceva de felul acesta. O mireasă adevărată, îmbrăcată, ce reprezintă haina albă la mireasă? A? Fecioria, nu? Ce caută alealte? Ar trebui să se îmbrace cu culori diferite. Măcar. Nu? Pentru că cuvântul Domnului, frați și surori, rămâne valabil. Podoaba nu-i neapărat frumusețea de afară. Importanța unei femei, a unui băiat, nu-i doar ceea ce se vede pe din afară. Asta expune la ora actuală rețelele sociale, expune lumea. Este o cursă. Este o cursă să te uiți doar la ce-i fain, la ce-i frumos. Rămâi fără ochi ca Samson. Sau a fost un alt caz în România, poate că-i fani un pic. Mers un mire de aici, de la noi, o mers. Și-o mers la mireasa acasă, undeva știu cazul foarte bine, și ăsta, mireasa a făcut stres. După ce s-o înțeles cu părinții toți, o ieșit afară și avea vii din aia, așa, în Bihor spune lugoj, o vii de aia așa și crengele erau și cum mergeau amândoi, ăsta și-o agăsat peruca într-un cârlic de la vii și-o plecat fără păr, pe cap i-o rămas părul pe cârligul ăla la vie și fata s-a speriat și-o fugit apoi în casă. Mamă, eu cu ăsta nu mă mărit, o zis. Aia s-a întâmplat un pic mai devreme. O avut noroc asta. Că și ei s-au cunoscut tot așa pe internet, nu? Frumusețea nu e aia numai, e fain să ai o femeie faină. Mă mir, băiatul ăsta e și el un băiat fain. L-am văzut pe la noi la biserică, m-am bucurat de marți. Bă, dar cui băiatul ăsta? Păi zicea lui Mihai, pe Mihai l-am cunoscut. Spune și pe o familie bună, e un băiat bun. Mar, Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Bă, da, interesant, o luată aproape că una din fetele bunii la noi, la noi toate sunt bunii la biserică. By the way, toate fetele noastre avem fete credincioase. Bă, și ăsta a luat de la noi o fată bună la biserică. Marc, ai grijă de fata asta. Spunea cuvântul Domnului așa, dați slava cuvenită numele Lui, închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Podoaba unui băiat, a unei fete, de fapt, ar trebui să fie înainte de toate ce? Tari, fraților! Bă, trebuie să umbli mult să cauți o sfântă azi. Nu găsești ușor o sfântă, fii liniștit. Pe internet spunea frații, poate o afli și pe internet, nu știu. Dar ca să găsești o sfântă, drumul cel mai curat e drumul lui Eliazar, cum vorbeau frații, n-avem timp să vorbim acum. Trebuie să-L implici pe Domnul în căsătorie. Pentru că noi vedem și Samuel a fost înșelat. Îi spunea Domnul la Samuel, bă, omul se uită la ce? E normal. Dar dacă nu-L implici pe Domnul, rămâi cu ce vezi tu, la ce izbește ochii. Dar cel care cunoaște inima e Domnul. Fete, băieți, implicați-L pe Domnul în căsătoria voastră. Am întrebat tinerii ăștia, băi, dar voi ați spus, da, am pus, am pus semne, pus, ia, pus și căsătoria e după Domnul. În Domnul. Amin. Da, da, are și o mamă pocăită, Marc. Pus ochii pe amele, zic, bă, asta cred că e bunul la băiatul meu. Nu? E așa arată babușcă, spun ăștia. S-a căsătorit fata mea la Aleluia, mai mulți ani în urmă. Și spunea, băi, dar fata ta arată ca o bucătăreasă. Tot cu batic pe cap, fără bucătăreasă. Da, fata mea e o bună bucătăreasă. Și la David, uitați-vă la David, girele meu e pe aici, e bărbat bine, îl ține bine tabita. Că dacă e o din asta așa care nici nu vrea să-și murdărească unghiile pe-n farfurii, fiul liniștit, mănânci mă la McDonald's. Nu? Asta, bă, bucătăriile astea sunt fete pocăite. Nu? Podoaba! E sfințenia! Și nu numai. Și nu numai la... E normal, ar trebui să fie și... Spune cuvântul Domnului, mărturiile tale sunt cu totul adevărate, sfințenia este podoaba casei tale. Nu, gândiți-vă acum... Toți ochii noștri sunt îndreptați aici. Care ar trebui să fie podoaba la tinerii ăștia? Șlaierul?
rocheia lungă de 10 metri, care-i podoaba? Care ar trebui să fie podoaba la doi tineri căsătoriți, fraților? Dacă nu sfințenia, ăștia împodobesc casa Domnului. O clădire fără sfinți, nici măcar o moschee nu-i. Moartă, nu? Asta e podoaba casei Domnului. Noi împodobim casa Domnului. Tot secretul, toată frumusețea la o nuntă, la o binecuvântare, e sfințenia celor doi tineri. Domnul să-i binecuvinteze și Domnul să ne ajute să fie cât mai mulți tineri. Satana le încurcă astăzi, îmi pare foarte rău și de păstorii care încurcă lucrurile, chiar îmi pare rău și de familiile care încurcă lucrurile. Spuneam, cuvântul Domnului, slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor, care, îmi pare rău de frații și surorile vopsite azi, că Biblia spune că podoaba bătrânilor e părul alb, băi fraților. Ăsta e părul alb. Dar de ce le inversează diavolul? E părul alb podoaba. Ei, sunt mai multe podoabe, nu o să mă duc la toate cât timpul trece. Dar aș vrea să aduc un gând foarte important, pentru că e căsătorie. O să atac un gând. Supuneți-vă unei altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El, mântuitorul lumii. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Amin. Amin, fraților. Sau noi suntem supuși la femei? De-aia nu zicem amin. Surorile trebuie să fie supuse la bărbaților în toate? Dar nu ni place nouă asta? Chiar dacă nu se întâmplă, dar măcar ne place. Nu? Ei, dar este o mare problemă. Apostolul Petru spune despre noi bărbații, gândul ăsta vreau să-l aduc pe scurt cu ajutorul Domnului, spune că voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt. Noi bărbații, după Scripturi, Biblia ne numește că noi nu suntem doar aducători de bani, de pâine în casă, nu suntem doar soți. Dumnezeu binecuvântat în Noul Testament, bărbații, să avem, ce știu eu, slujba preoților din Vechiul Testament. Dumnezeu din noi bărbați a făcut preoți. Voi știți asta? Da, noi avem un statut grozav după Scripturi. Noi suntem preoți. Tu știi că ești preot? Amin, tu ești preot de acum. Gata, ai terminat. Preoți, suntem preoți, spunea cuvântul Domnului așa, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatălui. Și dacă mergem în Apocalipsa, la prima înviere, în capitolul 20, fericiți și sfinți sunt cei ce au parte din întâia înviere, asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu El 1000 de ani. Noi suntem preoți și vom fi preoți. La înviere, tot preot. El e preot de acum, sora amălei. El e preot. Și trebuie să asculți de preot. Aia din vechime care n-a ascultat de preot aveau mari probleme. Ei, dar, spunea Apostolul Pavel la Efeseni, la capitolul 2, copiii ascultați de părinții voștri când? Dar de ce le spune la prunci asta? Să asculte în Domnul. La Coloseni spune să asculti în toate lucrurile, tot în Domnul. Pentru că se întâmplă părinții, preoții, să nu mai fie în Domnul. Și atunci când preotul nu e în Domnul, ca și părinții care nu sunt Domnul,
Copiii n-au nicio obligație să asculte de părinți. Atâta vreme cât părinții îți sunt Domnul, copiii sunt obligați să asculte de părinți în toate lucrurile, ca să fie fericiți și să aibă... Am întâlnit, n-avem timp, de copii care s-au întors cu toată inima la Domnul și părinții erau cum erau și prigoneau părinții pruncilor. Și pun o întrebare, pruncilor trebuia să asculte de părinți, să se lese de Domnul. Să o lese mai ușor cu pocăința, mai ușor cu smerenia, mai ușor. Trebuia să asculte de părinți ori de Domnul. Aș vrea să facem clar. Noi nu cununăm la altar tineri care n-au încheiat legământ cu Domnul. Amin. Amin. Înainte de legământul căsătoriei, noi tineri, fete și băieți, frați și surori, am încheiat un legământ cu Domnul. El e mirele nostru. El vine după noi. Pun o întrebare grea. Ce e mai important? Legământul ăsta ora cu Domnul? Asta e întrebare foarte grea. E o întrebare grozav de grea. Care e mai important? Cu Domnul ori legământul căsătoriei? Ha? Amândouă sunt importante. Dar cel mai important e legământul cu Domnul. Și noi ca bărbați și dumneavoastră ca neveste, trebuie să vă păstrați legământul, că ați jurat credință îmbrăcate în haine albe în apa botezului. Și toți am promis că îl vom sluji pe Domnul până la moarte. Ei, dar dacă te însori și te măriți cu un preot care nu are cap pe Hristos. Eu am vorbit la nunta trecută la noi despre ascultare, despre familia absolută, unde Hristos e capul bărbatului. Și capul bărbatului e Hristos și capul nevestei bărbatul. Dar dacă bărbatul nu are cap pe Hristos și e un înfumurat, o luat o razna, stă la game-uri, la filme, la televizor, umblă după alte femei, își părăsește familia, nu muncește. E un om căzut din credință și doar cu numele de pocăit. Pun o întrebare. Nevasta e obligată să asculte de soțul ei? Azi nu ți-o duci la biserică. Trebuie să stai acasă, vii cu mine, nu știu, îmi faci aia. E greu, nu? Nu trebuie să răspundeți mie. M-aș vrea să avem o linie clară. Familia absolută e familia unde capul bărbatului ca preot e Hristos. Acolo unde e Hristos, nu-i capul bărbatului. E vai de femeia aia. E vai de familia aia. E vai de pruncii aia. Vă dați seama, ierarhic. Nici nevasta nu e obligată să asculte de un aiurit. Și nici copiii nu sunt obligați să asculte de părinții care n-au ca preot pe Domnul Iisus în casa lor. E foarte greu. Pentru că noi bărbații, ba, femeia trebuie să asculte de mine că eu sunt bărbatul ei. Da, femeia trebuie să asculte de mine. Eu sunt Alexa, atâta vreme cât eu mă încadrez în Scripturi. Când Hristos e capul meu. Dacă eu iau razna nevasta mea aici, femeie, tu fă, nu-ți fă de cap, tu fă numai ce scrie în Biblie. Că nu greșești deloc. Că de fapt și noi ar trebui să facem, nu? Ăsta gând am vrut să-l aduc azi pe scurt. Avem la Maliahie, la capitolul 1 și cu asta vreau să mă apropii de încheiere și am versete din Biblie, frați și surori, unde cuvântul Domnului ne învață. Asta nu e o învățătură străină. Să nu credeți că am scos-o din capul meu sau ce știu eu. Spune clar, un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor? Către voi, preoților, care ne socotiți numele meu. Către voi, preoților, care ne socotiți numele meu. Și uitați-vă în capitolul 2, acum, către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu veți spune inima să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre.
Și cea mai frumoasă binecuvântare pentru Marc, amule. Amin. Cea mai frumoasă binecuvântare nu-s banii, nu-s averea, casele ce le zidim noi. Cea mai frumoasă binecuvântare e familia. Și atunci când preotul l-a lepădat pe Domnul ca capa lui, în familia lui, în casa lui, în biserică, poporul e blestemat. Blestemat, spunea Domnul. Sunt cei care caută să înșele pe Domnul, dându-se preoți în public. Și acasă numai Domnul și nevestele știu cine-s. E important, frați și surori, cu ajutorul Domnului să păstrăm cuvântul lui Dumnezeu. Să păstrăm cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să închei cu un salut pentru iubita noastră soră, Amelie. Domnul Iisus o binecuvinteze pe Amelie și pe fratele Marc. Să-i binecuvinteze Domnul cât de mult. Spunea aici cuvântul Domnului așa. Să dea Domnul Amelie. Eu îi spun Amelie. Așa i-am zis că nimic e și nepoata mea. Să dea Domnul Amelie. Să găsești odihnă în casa acestui bărbat. Amin. Și Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Slavă Domnului. Binecuvântat să fie Domnul. Urmează Rut și Naomi cu o cântare pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Te mire Dumnezeu.
ești mereu aleasa ta. Zi de zi fi tot mai aproape și împlinire în viață vei avea. Zi de zi fi tot mai aproape și împlinire în viață vei avea. Atunci vei vedea mâna cerească, posterai va fi a fost cămin. Binecuvântat să fie Domnul! Mark și Emily, timpul s-a scurs, dar vreau să au pentru v-ați un scurt mesaj, a short message. Mă uit la cei doi părinți în această dimineață, mă uit la mame. Aveți zâmbet pe buze. Și mă gândesc că atunci când ați avut pe acești doi copii mici, i-ați adus în casa Domnului ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Vă întreb acum, mamelor, când ați adus copiii la binecuvântare în casa lui Dumnezeu, i-ați fi dat cuiva? Nu, rai? Și totuși, astăzi a venit ziua când îi dați. Dumnezeu este suveran. Și în această dimineață vreau să vă spun, Dumnezeu pune acest lucru împreună. Și mă bucur că Dumnezeu este chemat la această nuntă. Pentru că și numai El poate da binecuvântarea, frați și surori. Oricât am fi noi de bun, zicem noi în ghilimele, dar bun este un singur Dumnezeu. Și oricât am încercat să facem bine lor, nu este de ajuns. Pentru că avem deficiențe, dar Dumnezeu se poate îngrijit de toate nevoile lor. Mă uit la voi doi și vreau să spun un lucru. Știți ce este căsătoria? Pentru unii este un contract. Pentru voi să nu fie așa. Pentru voi să fie un legământ. Amin. Între voi doi și Dumnezeu. Amin. Pentru că și Dumnezeu este martorul acestei căsătorii. Și atunci când spuneți da unui celuilalt, o spuneți în fața lui Dumnezeu. Și da este până la sfârșit. Asta nu înseamnă că peste 3 luni sau peste 6 luni nu mai îmi place de ochii tăi și I'm sorry. Frați și surori, nu e așa. Dumnezeu a instituit căsătoria. El e suveran. El a adus pe Eva la Adam. El a fost cu această idee, cu acest plan de la început. Și Dumnezeu vrea să binecuvânteze această căsătorie și mă rog ca Domnul să le dea.
Dar pe acest drum necunoscut, oricât am vrea noi păstorii să-i păzim, să-i protejăm, să-i învățăm, probleme vor fi. Și mă rog ca mâna lui Dumnezeu cea bună să fie peste voi, peste călătoria voastră, și Dumnezeu să vă gheze asupra voastră. Dar nu numai atât, Dumnezeu să vă ia de mână. Știți, când un copil este mic, așa de dependent este de părinți încât nu poate. Când un copil este de 7-8 luni de zile și îl înveți să umble, știți cum a făcut-o cu băiatul meu? L-am luat așa aici și am pus așa pe picioare, la mine pe picior și așa l-am dus. Să-l învăț ca să umble. Frați și surori, când Dumnezeu îți poartă de grijă, El este Cel ce poate să-ți poartă de grijă. Noi suntem oameni și putem doar atât, dar Dumnezeu poate totul. Aș vrea ca pe acest drum să vă dau 4 lucruri foarte importante. Semne de circulație, obligatoriu înainte. One way. Cuvântul Domnului spune astfel, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destonit pentru împărăția lui Dumnezeu. Am intrat în această lucrare, că suntem copii al lui Dumnezeu, ne-am botezat. Este o singură țintă, Hristos. Nu este o altă cale, frați și surori, este una, Hristos Domnul. El a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Pentru voi doi în această zi, sunteți consacrați lui Dumnezeu. Dar nu vă mai uitați înapoi. Look forward. Uitați-vă la Hristos. N-are rost să te uiți înapoi. Mergem înainte. Este un lucru foarte important acest lucru. Ne concentrăm la persoana cu care ne-am căsătorit și persoana o primim la pachet, frați și surori. Nu încerca să schimbi partenerul de viață, soțul sau soția. Dacă vrei să schimbi ceva, mă schimb pe mine. Să fiu mai bun, mai iubitor, mai îngăduitor. Pentru că Dumnezeu la aceasta ne-a chemat. Să trăim în dragoste și armonie. Și atunci când vă veni în casa voastră să vedem un colț de cer, că armonia și Duhul Sfânt este peste casa voastră. Marc, te cunosc de multă vreme. Ai slujit la timpul de rugăciune și ți-am zis, tu ești ca mine. Numai cu vreo 40 de ani de zile, eram aici în Detroit și eram la concursul biblic peste America și Canada. Am luat de vreo 4 sau 5 ori numărul 1 pe America. Marc o lua la fel. Nu s-a lăsat. Domnul să binecuvânteze. Va fi un proces de creștere, să știți. Nu o cunoște acum. Se spune că ca să cunoști o persoană trebuie să mulci un sac de sare. Și adevărat că trebuie timp. Ajustați-vă, iubiți-vă, îngăduiți-vă în dragoste unul pe celălalt. Și spunea odată sora Ruth Graham, soția lui Billy Graham, dacă nu poți să ierți, nu te căsători! Și vă spun de ce. Noi oamenii greșim și i-am spus și la Marc, pentru noi sunt 5 cuvinte grele ca bărbați pe care le spunem. I am sorry, I was wrong. I'm sorry, I was wrong. It's not easy to say these words. Dar în fiecare zi, pentru că ne iubim, ne iertăm. Familia care se roagă împreună, rămâne împreună, frați și surori. Și asta avea Dumnezeu, de fapt, de la noi, să avem un altar al rugăciunii în fiecare zi. O părtășie cu Dumnezeu în fiecare zi. Și noi să stăm la picioarele Domnului Iisus Hristos. Marc, ca soț, mă rog ca Domnul să-ți dea înțelepciune. Și ce spune cuvântul Domnului în Proverbe, capitolul 2? Și un cuvânt pe care știu că îl cunoști foarte bine și uitați ce spune, este și spun asta de multe pentru că este foarte important.
Spune așa: Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra în tine învățăturile mele și dacă vei lua minte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune și din gura lui iese cunoștință și pricepere. De unde vin aceste lucruri? De la Dumnezeu, frați și surori. Cine are nevoie de înțelepciune, să o ceară cu credință și Dumnezeu i-o va da. Rog în ziua de astăzi, mergeți înainte, one way. Al doilea lucru foarte scurt, oprirea interzisă. Ferice de omul care nu se duce pe calea celor răi. Nu se oprește, nu se așează. Vă rog frumos, voi, ca o nouă familie, nu căutați sfatul celor răi, căutați sfatul lui Dumnezeu. Sfatul lui Dumnezeu este un folositor pentru noi. Ne aduce cunoștință, pricepere, înțelepciune. În cartea lui Dumnezeu se găsesc aceste lucruri. Nu-ți poți alege colegii de lucru, dar îți poți alege prietenii. Alegeți oamenii lui Dumnezeu în anturajul vostru. Nu lăsați ca cei răi să pătrundă între voi. Nu îngăduiți ca cei răi să vină cu gânduri străine. Alipiți-vă tare de Dumnezeu și Dumnezeu va fi cu voi. Îți poți alege soția și soțul, prietenii, dar cei de rău nu poți. Dar fii autentic. Fii un copil al lui Dumnezeu. Alege anturajul tău. Este foarte important ce anturaj ai. Se spune că e suma celor 5 prieteni de la cataramă. Știți, noi avem 3 cercuri de prieteni. Cel cu mama ce au de sus 70, apoi cei 12, apoi cei 3. Și cu ăștia 3 și ăștia 5 vorbești mai mult, te deschizi. Mă rog ca Domnul să vă dea călăuzire. Să alegeți pe Dumnezeu și pe tine ca pe Dumnezeu. Apreciază și roagă-te pentru soția pe care Dumnezeu ți-a dat și pentru soțul că a dat. Apoi, în acela rând, drum alunecos. Mai ales știți că la Michigan weather is different. Wait one day, wait 5 minutes, weather changes. That's how it's Michigan. Când e drum alunecos, încetinește viteza. Nu merge cu viteză înspre accident sau alte lucruri. Necredincioșia să dispară. Fiți credincioși unui altuia și lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu asta vrea de fapt de la noi, să fim credincioși lui Dumnezeu în toate lucrurile, chiar în cele mici. Apoi, timpul se duce, cedează trecerea în a patrul rând. Supunere, cedare, că nu ești robot la bucătărie. Dumnezeu nu creează roboți. Marc, don't be shy to wash the dishes. Să nu-ți fie rușine să spăl vasele. Eu, păstor de 35 de ani, zic așa, că sunt de 35 de ani, spăl vasele, asta nu e o problemă, e o bucurie. Pune mâna, lucrează. God gave you these hands, use them to help her out and she can help you too. Mai important acest lucru să fie un respect, o înțelegere, o perspectivă a cerului de a te bucura de celălalt pe care Dumnezeu ți l-a dat. Mar să nu niciodată. She is God's gift for your life. Emily, don't you ever forget, Mark is God's gift for you. Fetelor, ați pierdut. Mark is taken. Băieților, Emily, she's taken. She's not available.
God put them together for one purpose, to serve the Lord. Scopul căsătoriei este să nu slujească fiecare separat, ci împreună, ca un întreg, să laude pe Dumnezeu. Asta e chemarea noastră ca o familie. Care e scopul familiei tale? Ținta trebuie să fie cerul. Calea este Iisus Hristos. Dar mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să slujim lui Dumnezeu. Și vă întreb din nou în această aproape după amiază. Contract sau legământ? Legământ. Pentru că contractul poți să-l o și când vrei. Cumpere o casă, n-ai bani destui, contractul s-a distrus. În legământ e diferit. Dumnezeu este martor și da înseamnă da. Nu înseamnă nu. Mă rog ca în această zi Dumnezeu să vă dea călătorie o plăcută. O călătorie spre vederea Domnului și Dumnezeu să vă poarte de grijă în toate lucrurile. Nu uitați aceste patru lucruri. Obligatoriu înainte, oprirea interzisă, drum alunecos și cedează trecerea. Sunt mai multe, dar rămân la atât și mă rog ca Domnul să-i binecuvânteze în slujirea lor și să rămână lângă Dumnezeu toată viața lor. Amin. Aș vrea să vă vin pe toți în picioare în această dimineață. Vom trece la acest act de căsătorie împreună cu fratele Alexa și Dumnezeu să fie cu noi. În sfârșit, cei doi sunt la altar. Aici dă Domnul binecuvântarea, nu în altă parte. Vreau să citesc un cuvânt al Domnului pe care îl cunoașteți foarte bine. Coloseni, capitolul 3, versetul 12 în jos. Astfel, dar, ca niște aleși ale lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți unii pe alții cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Amin. Marc, în fața multor martori, văzuți și nevăzuți, și în fața lui Dumnezeu întreb în această dimineață, dacă din dragoste și nesfii de nimeni, e în căsătoria pe sora Emily. Da. Până când vă găduiești să-ți ia acest legământ al căsătoriei cu sora Emily? Toată viața mea. Domnul să te ajute. Sora Emily, uite câți oameni sunt aici. Și pe lângă ăștia toți cerul întreg. Te întreb înaintea cerului, a martorilor văzuți și nevăzuți. Dacă din dragoste și nesilită de nimeni mergi în căsătorie după fratele Marc. Da, din dragoste. Slăvit să fie Domnul. Și până când ai de gând să fii supusă, Marc e un preot a Domnului, are cap pe Hristos, să fii supusă soțului tău și să-L urmezi. Cu ajutorul Domnului toată viața mea. Slăvit să fie Domnul. Nu până când o să te supere.
Nu. Domnul să vă binecuvinteze. Cei doi vor îngenunchea și fratele Alex să facă întâi și pentru că e Domnului, ca Domnul să dea binecuvântarea acestor doi în această dimineață. Te binecuvântăm pe tine, Împăratul veșnicilor. Și în numele Domnului Iisus îți mulțumim pentru tinerii aceștia doi. Îți mulțumesc pentru Amri, Doamne. Ai fost cu fata aceasta până în aceste clipe. Ai binecuvântat tânăra aceasta cu un bărbat înțelept, credincios. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Doresc din toată inima să binecuvintez pe sora Emily, pe fratele Mark. Începând de astăzi, te rog să fii cu ei în călătoria vieții. Tu care le-ai purtat de grijă și ai fost cu ei până aici, fii cu ei mai departe. Noi nu cunoaștem taina vremurilor, dar dorim să încredințăm acești doi tineri pe brațele tale sfinte de Dumnezeu. Binecuvintează casa lor, binecuvintează familia lor. Ajută, rămâi de partea lor în zilele cu soare și în zilele cu nori. Doresc din toată inima binecuvântarea ta să rămână peste tot ce vor face ei. Binecuvintează-i cu binecuvântările de jos. Să nu le lipsească locul de adăpost. Să nu le lipsească pâinea din casă, apa, îmbrăcămintea. Binecuvintează-i, Doamne! Te rog din adâncul inimii, binecuvintează-i cu tot ce au nevoie pe pământul acesta. Binecuvintează-i cu binecuvântările de sus. Doamne, ajută-i să fie credincioși. Ajută-i să rămână credincioși legământul încheiat cu tine și legământul care îl încheie astăzi înaintea ta să fie one way, Doamne, să rămână pentru totdeauna legământul acesta. Poartele de grijă, binecuvintează-i cu sănătate. Doamne, de vei îngădui să aibă copii, binecuvintează-le casa. Și lasă îndurarea ta peste ei pentru totdeauna. În mâinile tale sfinte îi încredințăm în numele sfânt al Domnului Iisus de acum și în veci de veci. Amin. Tată din ceruri, Cel ce ești Dumnezeul nostru și Tatăl nostru, Doamne, venim cu acești doi tineri la altar în această dimineață cu sora Emily și fratele Mark. Mă rog, Doamne, ca Tu să-i binecuvântezi în aceste momente, Doamne. Tu ai pus împreună această căsătorie, Doamne, și mă rog, Doamne, ca Tu să le dai binecuvântările cerului și a pământului, Doamne. Doamne, pe acest drum necunoscut de noi sau de ei, Doamne, Tu care ai pus pe cei doi împreună și ai făcut una, în această zi mă rog să iei Tu de mână. Fii Tu cu ei, o Doamne, și binecuvântarea Ta să fie revărsată la fiecare pas. Doamne, știu că în suveranitatea Ta, Doamne, Tu ai hotărât acest lucru. De aceea Te binecuvântăm, Te onorăm și Te proslăvim. Mă rog, Doamne, pentru Marc, ca soț în casa lui să-l binecuvântezi Tu. Doamne, atunci când va îngenunchea în prezența Ta și va cere ajutorul Tău, Te rog din cerul Tău prea înalt să-l asculți, o Doamne. Mă rog, o Doamne, să-l faci un preot în casa lui și mâna Ta să fie peste el o mână de călăuzire, de însoțire. Mă rog, o Doamne, pentru Emily de asemenea, Doamne, în această dimineață, pune-ți mâna Ta, o Doamne, peste ea și binecuvântările cerului și a pământului să fie peste ea în mod deosebit. Mă rog, o Doamne, dacă ai hotărât să le dai copii, dă-le, Doamne, copii sănătoși. Dacă ai hotărât, Doamne, aceste lucruri, Doamne, fie alături de ei și la bine și la rău, Doamne. Niciodată să nu lipsească pâinea și apa din casa lor, Doamne. Îți mulțumesc că i-ai binecuvântat și mâna Ta va fi peste ei, Doamne. Mă rog pentru părinții pe care i-au crescut până acum, Doamne, care i-au adus în lumea aceasta, Doamne, i-au crescut frica de Domnul și mă rog, Doamne, să le răsplătești cu viața veșnică, Doamne.
Lasă binecuvântarea peste cele două familii în această zi, familia Bonaș, familia Maideanucă, Doamne, și îți mulțumesc pentru părinții care au crescut în frica de Tine. Acum, Doamne, luăm mâna de pe ei, Doamne, și binecuvântează-i Tu. Și îți mulțumesc că în îndurarea Ta Tu ai hărăzit ca în această zi să le dai ocrotirea Ta, binecuvântarea Ta și ajutorul Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lucrurile, că ai fost cu noi și ești cu noi până în ziua veșniciei. Slăvit să fie numele Tău în veci de veci. Amin. Cei doi se ridică. It is my honor and privilege to present you the newest family in our church. Emily and Mark Maideanu. Domnul să-i binecuvânteze! Invit pe fratele Maideanu să vină la microfon în fața la amvon și să aducă mulțumire pentru această părtășie din casa Domnului. Doamne Iisuse, venim din nou înaintea Ta și cerem milă și îndurare de la Tine, Doamne. Noi nu avem nimic bun în noi, dar îndrăznim la Tine, căci Tu ai spus să venim așa cum suntem. Te rog, primește rugăciunea noastră ca o jertfă de bun miros înaintea Ta, Doamne, în această dimineață. Te rog să binecuvânteze și știa cu doi copii care încheie legământul unul cu altul, Doamne, în dimineața aceasta. Ascultă-ne și răspunde-ne, Doamne, Tu ne-ai răspuns de atâtea ori în viața aceasta, Doamne, îți mulțumim că Tu ești la cărma vieții noastre, Doamne, îți mulțumim de lucrările care faci în viața noastră, Doamne Iisuse. Te rog, binecuvântă frații și surorile care au venit la nunta aceasta, Doamne, îndură-te de toți, Doamne, poartă-ne în cară tot de biruință, Doamne Iisuse. Ajută-ne, Doamne, și la sala de mese să ajungem cu bine, Doamne, ocrotește-ne pe drum, Doamne, fii cu noi, te rog. Te lau și să urez numele Tău, Doamne. Mai mult decât aș putea să spun eu Ție, Doamne, Tu mă cunoști și știi lucrurile care vin din mine, mama mea, Doamne. Primește ruga mea ca o jertfă ne-ai dat și binecuvântă biserica aceasta, Doamne. Fii cu noi, te rog. Te lau și să urez numele Tău, Tată, Fiul și Duhul Sfânt în veci, veci. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Vă invităm la masă la Crystal Garden pentru toți, cred că știți sala unde se află majoritatea. Nu știu exact direcția cum se merge. Cred că pe Pennsylvania, până la Ford Road acolo și acolo e sala de mese și Domnul Zeu să ne binecuvânteze pe toți și ne întâlnim acolo. Binecuvântat să fie Domnul, cei doi tineri vă păstri casa Domnului, cântăm o cântare în comun timpul acesta și cei doi vor lua prioritate în această dimineață. Domnul să-i binecuvânteze din partea celor două familii. Vă mulțumim că ați venit la părtășie în locul acesta de închinare și vă mulțumim toată lumea că ați fost cu noi la această bucurie și vă așteptăm cu ajutorul Domnului la părtășie, la sala de recepție, la Crystal Garden. Vă mulțumim! Dragoste cerul senin, când norii negri se arată, ia-i mângâiere șanin, de inima îndurerată, zborul pe aripi de vis, peste oceanele vieții, spre țărmul din paradis, sub razele dimineții. Amen. Amen.
mulțumim că ați venit la casa Domnului în această dimineață. Suntem liberi. Venim cu ajutorul Domnului la părtășie, la sala de mesă și de recepție. Domnul să fie cu voi, să vă dați călătorie până acolo. Amin. Pacea Domnului, biserica este liberă.